Arcada a revenit la cuplul de antenori pe care s-a bazat la începutul sezonului trecut. Nicu Harabagiu, Marian Apostu, Nicolae Jiliasco, fostul antrenor, a hotărât să se despartă de echipa de la Dunăre după ce avea o viziune aparte vis-a-vis de prestațiile echipei. Poate pe unii i-a luat pe surprindere, dar existau niște discuții între noi și el, fiecare înțelegea într-un anumit fel, aveam opinii diferite ceea ce înseamnă performanța și realizarea ei și n-am reușit să ajungem la un consens și de asta, până la urmă, el a hotărât că e mai bine să lase echipa în momentul ăsta și să își vadă de treaba lui. Colaborată și cu unele probleme familiale și am avut o discuție, el era hotărât chiar înaintea meciului cu Zalău să ducă să-și rezolve problemele, s-a discutat după și a ajuns de comun acord că e bine să încetăm prietenește amiabil contractul. Nicu Harabagiu și Marian Apostu vor fi supervizați de reputatul tehnician de renume mondial Stelian Moculescu. De pregătirea echipei se va ocupa cuplul Harabagiu-Apostu, gălățeni 100% care sigur sunt mult mai, cu sufletul mult mai aproape de echipă decât oricare străin ar fi antrenor și noi avem toată încrederea în cuplul ăsta de antrenor, mai ales că încercăm, așa cum ai zis, să le dăm o mână de ajutor pentru o colaborare cu unul dintre cei mai mari sau poate cel mai mare antrenor din lume, cel puțin din punct de vedere al românilor, sigur, până în momentul de față, a reputatului Stelian Moculescu, pe care încercăm să-l aducem pentru o perioadă de timp să colaboreze cu cuplul nostru de antrenori și cu sfaturi, cu îndrumări și sperăm să realizăm ceea ce ne-am propus. Arcada trebuie să câștige campionatul. Investițiile făcute în vară trebuie să se reflecte și în prestațiile echipei din campionat.